Te salut, dragă prietene! Dacă urmărești acest mesaj, înseamnă că ai fost selectat sau recomandat de cineva pentru a face parte din echipa care va crea criptomoneda Euronews. Această echipă este dezvoltată din mai multe personalități distincte, începând de la IT-iști, manageri de proiecte, lucrători în domeniul bancar, avocați, medici sau pur și simplu oameni care se ocupă de promovare și oameni obișnuiți. Această monedă, criptomonedă de fapt, digitală, se bazează pe ceva nou, pe un concept nou, care vine să înlocuiască tot ceea ce nu a putut oferi celelalte monede digitale existente pe piață până în prezent. Criptomoneda Euronews se bazează în primul rând pe o masă cât mai largă de utilizatori. Acești utilizatori vor putea instala o aplicație mobilă care va fi dezvoltată clar de echipa noastră, din care probabil vei face parte și tu. Această aplicație vine să înlocuiască toate punctele minus care există pe piața criptomonedelor. În primul rând, modul de tranzacționare va fi mult mai rapid, până la 5 ori mai mare decât Bitcoin, și în același timp aplicația va putea fi instalată pe telefoane mobile, pe tablete, pe PC-uri, care va fi și un mijloc de minare a monedei respective. Utilizatorii care vor folosi această aplicație, posibilitatea să mineze această monedă. Prin mai multe mijloace pe care le pot folosi din aplicație, vor putea să-și monetizeze contul, adică să strângă cât mai mulți bani, să le crească rata de minare și în același timp să atragă noi utilizatori în aplicație. Pentru fiecare utilizator, ei vor primi un euro ca și monetizare. Aplicația va fi gratuită, va putea fi descărcată gratuit. În primul rând, acesta va fi doar unul dintre beneficiile pe care le veți avea folosind aplicația. Ca și utilizatorii acestei aplicații, veți putea efectiv îndeplini anumite sarcini, tot așa, în vederea de a fi monetizate ulterior. O sarcină va consta în completarea de chestionare online, care vor fi plătite instant în aplicație, sau posibilitatea de a viziona reclame plătite. Văzând 2-3 reclame, veți primi criptomonede pentru toate sarcinile pe care dumneavoastră sunteți de acord sau nu să le faceți din aplicație. Această aplicație va avea ca bază, în primul rând, atragerea de cât mai mulți utilizatori. Gândiți-vă că în momentul când vom atrage aproximativ 10 milioane de utilizatori, iar dumneavoastră, veți beneficia de o creștere a monedei, deoarece odată cu interesul crescut de a folosi moneda, va crește și valoarea acesteia. În al doilea rând, făcând toți parte dintr-o bază de date imensă și știm că numărul utilizatorilor care folosesc aplicația există, de exemplu, 2 milioane de conducători auto care încheie în fiecare an o asigurare sau chiar două la două mașini în valoare de 1200-1300 de lei, noi putem negocia, și s-a făcut deja asta demonstrat cu firmele, cu companiile asiguratoare, ca valoarea asigurării plătită, fiind la un nivel atât de mare de câteva milioane de utilizatori, să ne ofere un discount mai semnificativ. Dacă comisionul meu de agent era 25-30% la vânzarea poliției auto obligatorii, acești 30% din star vor pica din valoarea asigurării dumneavoastră. Deci gândiți-vă că, făcând parte din această aplicație, veți avea deja mai multe beneficii. Deci în loc de 1000 de lei, 1200 de lei asigurarea, veți plăti doar 800 de lei, să zic, la două mașini, sau alte beneficii pe care le veți primi pentru utilizarea aplicației. În primul rând, noi nu urmărim comisionarea tranzacțiilor și nici un profit imediat. Noi încercăm să facem o creștere relativ ușoară, să nu fie o creștere rapidă, să fie o creștere sigură, să o folosească cât mai mulți oameni această aplicație. Deja noi ca și această aplicație va avea ca bază o relaționare, o bună relaționare între membrii care o folosesc, în același timp un avantaj și pentru membrii fondatori sau investitori, deoarece știți cu toții că
Bitcoinul a crescut de până la 700 de ori ca valoare. În momentul în care vom determina prin diverse metode pe care noi le avem într-o bază de date și le vom pune la dispoziție celor care doresc să formeze acest nucleu de a realiza echipa care să lucreze pentru această aplicație, în acest moment în care noi vom avea foarte mulți utilizatori, va crește cererea de monedă, iar în același timp va crește și valoarea monedei folosite. Noi am detectat mai multe probleme care apar cu criptomonedele existente pe piață și într-o viitoare întâlnire noi o să ne vă prezentăm tot planul de afaceri. Noi avem nevoie de investitori, dar nu investitori doar financiari. Ne gândim la o echipă formată din avocați, din consilieri, care să ne ajute odată cu punerea bazei legale ca să funcționăm în mod legal ca și monedă digitală. Ne mai trebuie câțiva oameni care să lucreze pe partea de promovare a conceptului. Vom organiza ulterior o întâlnire între noi membrii în care vom prezenta afacerea unor investitori mai mari pentru a atrage fonduri pentru realizarea acestui proiect. Vă mulțumesc, o zi bună vă doresc!